Cristina Cocoș vă prezintă știrile Bucovina TV. Bun găsit! Din cele 143 de scări de bloc debranșate de Societatea Termică de la rețeaua de apă caldă, 97 sunt din cartierul Burdujeni, aparținând mai multor asociații de proprietari. Celelalte scări de bloc sunt din alte patru cartiere ale municipiului Suceava. Cele mai puține datorii le înregistrează asociațiile de proprietari din Areni și din zona centrală a orașului. Decizia asistării furnizării apei calde a fost luată ca urmare a datoriilor vechi și importante ca sume. 143 de scări sunt din toate zonele orașului, în toate cartierele, 14 scări din Opcini, 12 din George Enescu, 11 din Zamca, 5 din Centru, 4 din Arin și 97 din Burdujeni, total 143. Problema nu poate fi rezolvată dacă restanțierii nu vor achita debitele, dacă nu integral, măcar 20% din suma datorată. Vin oameni la primărie, nu am ce să le fac, pentru că vă spun, așa cum am zis și ieri, în momentul adevărului, nu poate beneficia nimeni de apă caldă fără să fie plătită. Despre furnizarea agentului termic în perioada iernii, edilul Ion Lungu crede că va fi furnizat de noua centrală termică. În altă ordine de idei, dacă discutăm de încălzirea pentru iarna 2013-2014, sperăm ca până la acea dată, până la 9 noiembrie, să fie dată în funcție noua centrală. Eu în cursul zilei de luni am făcut o vizită din nou la noua centrală. Eu zic că lucrurile merg bine acolo. Sunt achiziționate, aduse și mari cantități de masă de noapte, aproximativ 9.000 de tone. Și așa, conform angajamentului scris, cred că pe 9 noiembrie se poate baza pe noua centrală să furnizăm căldură.